Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi, la O viață nouă, îl avem ca invitat pe domnul Doru Neamțu, care este la a treia generație de evangheliști în familia sa. La început a fost bunicul său, Gheorghe, iar apoi tatăl său, Ilie. Putem înțelege de ce tatăl și bunicul au fost persecutați, pentru că au trăit în vremea comunismului, într-o Românie comunistă, dar de ce și Doru Neamțu a fost persecutat pentru credința sa în Domnul Iisus Hristos, trebuie să aflăm în emisiunea de astăzi, pe care vă invit cu drag să o urmăriți. Bine ați venit în emisiunea noastră, Doru Neamțu. Bine v-am găsit. Aș vrea să vă întreb cu ce ocazie prin România. Noi de 30 de ani de zile venim în țară, cam 2 luni de zile, în timpul verii, unde facem misiune în Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova și România, pentru că dorința noastră, aflând că în România sunt în special 1000 de sate fără pocăiți, vrem să producem o lucrare, o viziune pentru poporul român, mai ales că ușa Harului deschisă, să ajungă la cei pierduți, să iasă din clădiri și să meargă în sate pe jos. Noi mergem pe jos toată ziua, strigăm cu amplificatorul, apoi lumea auzindu-ne, dăm și broșuri. Seara închiriem căminul cultural sau în fața bisericilor, scoatem băncile afară cu stații și facem evangelizare. Și de asemenea, lucrând cu păstorii locali, pentru că vrem ca să nu fie numai un eveniment, ca oamenii să întoarcă la Dumnezeu și apoi să-i lăsăm și să pierde tot ce a fost realizat. Așa este. Vrem ca ei să continue această lucrare. Da. Ați spus că noi am venit, adică dumneavoastră cu cine împreună, cu cine ați venit în România? Acum avem o echipă, de obicei veneam cu soția și cu copiii. Noi de la 4 luni pe copii am dus în misiune, fie în Mexic, că stăm în Statele Unite, fie în România, în Bulgaria. Acum avem și cântăreți din Onești, care ne însoțește și e recunoscut și chemat prin toată România. Mai avem un cuplu din Portland, Oregon și împreună mergem și facem lucrare pentru Dumnezeu. Cum l-ați cunoscut dumneavoastră pe Domnul Iisus? De ce ați vrut să deveniți evanghelist? Cum ajunge un copil să devină evanghelist până la urmă, având în vedere că i-ați putut vedea pe bunicul și pe tatăl dumneavoastră persecutați? Noi am fost expulzați din România în 1988 de guvernul comunist, după ce tatăl a suferit pușcărie. Și apoi, în urma presiunilor, a trebuit să fie eliberat, după 2 ani de zile aproape. Și procurorul care l-a torturat, i-a crăpat capul în pușcărie, era pe patul de moarte, avea ciroză la ficat și soția dânsului l-a chemat pe tată în miezul nopții și a spus: veniți că soțul moare și înainte să moară vrea să audă de Iisus. Nu i-a spus numele soțului, probabil de frică că tata nu se va aduce la acel om care l-a persecutat și l-a torturat, i-a crăpat capul și era miezul nopții. Tatăl a spus: păi da, n-am cale de acces, de transport la voi, n-am bicicletă, n-am mașină, autobuze nu mai circulă, tramvaie nu mai circulă la ora asta. Și soția acelui procuror i-a spus: trimite-mi mașină după dumneavoastră. Acum tatăl meu a fost răpit cu mașina de la biroul lui, era maestru principal la Ploiești, construit galeriile comerciale și clădirile acelea mari lângă Casa Albă în Ploiești. Și într-o zi a venit poliția, bineînțeles el a fost hărțuit 20 de ani tot timpul la interviuri, interogatoriu, să se oprească din evanghelizare, să se oprească să facă botezuri clandestine. Și după 20 de ani au venit la birou la el, vrem să discutăm în colțul străzii și la colțul străzii era mașina securității, l-au băgat în dubă, l-au luat și l-au aruncat în beciurile securității de pe Vasile Lupu, o pușcărie care era faimoasă în toată România. De acolo nu mai ieșai decât mort sau nebun. Întreg la minte nu mai ieșai. Și acolo l-au aruncat pe scările securității într-un beci adânc, cam la aproape 20 de metri adâncime sau 15, nu știu cât, dar oricum era atât de adânc că când l-au aruncat în celulă era promoroacă pe colțurile celulei. Și spunea tatăl că era așa de fric, parcă m-a aruncat în congelator. Imediat am început să tremur de fric, să-mi clănțele dinții și acolo nici măcar să mă rog nu puteam, așa îmi clănțeneau dinții de fric. Acolo, zice, m-am rugat cea mai scurtă rugăciune.
am chemat numele lui Iisus prin clănțănitul acela de dinți și imediat când am pronunțat numele lui Iisus, în întunericul celulei pe perete, cu litere de foc, a apărut scris versetul din Iacov 5:16. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Când am citit acel verset scris cu litere de foc, am simțit o căldură interioară atât de puternică că am început să transpir. Și am crezut că mi-am pierdut mințile. Nu puteam nici să mă rog de fric și acum eu transpiram. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă cu mine? Și Domnul a zis, crede că mare putere are rugăciunea fierbinte care ai făcut-o. Chemând numele lui Iisus, cum spune Biblia, că oricine cheamă numele lui Iisus va fi izbăvit, mântuit. Și zice, de atunci nu mai mi-a fost frig în celula aceea. Bineînțeles, l-au torturat în anumite feluri, l-a trânat cu capul jos, l-a bătut cu bastonul de cauciuc peste organele genitale, l-a bătut la tălpi, l-a înfometat, l-a însetat. După o săptămână, când au văzut că nu pot să-l determine să cedeze și să asculte ordinele lor de a nu mai predica Evanghelia, de a nu mai face botezul clandestine, au schimbat placa, cum schimbau ei, și au zis, ai 7 copii acasă și cu soția, tu e singurul care ai salariu și dacă vrei să-ți mai vezi copiii în viață și soția, semnează cerința aceasta și îți promitem că într-o oră mergi la copii înapoi la familie. Tatăl a spus, dați-mi cererea, cerința care mi-o dați, să o citesc, care trebuie să o semnez. Și a zis, nu, semnează și atât. Și a spus, dar nu pot să semnez dacă nu știu ce semnez. Și pentru că a insistat, i-au dat-o. Când a citit, primul punct, să nu mai predice Evanghelia fără autorizație. Zice, dar eu am autorizație. Cum? Că noi nu ți-am dat niciodată. Zice, Dumnezeu mi-a dat. În Scriptură spune, și noi, ca niște împuterniciți, autorizați de Dumnezeu, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat autorizație. Al doilea punct era să nu mai faci botezul clandestine. Știm cu toții că pe vremea aceea comuniștii erau în putere cu împuternicitul în bisericile creștine. Și cine vrea să se boteze era pus pe listă dacă împuternicitul aproba în 6 luni, într-un an sau deloc, era botezat. Tatăl făcea botezuri conform Scripturii, în cada din apartamentul nostru, la râuri, la lacuri și știau de aceste lucruri clandestine, spuneau ei. Iar al treilea punct, foarte ciudat, să nu mai distribui literatură pornografică. Broșurile, Noile Testamente care ele distribuia la oameni, erau considerate literatură pornografică pentru că pornografia era ilegală în România. Dar a da Biblie și religia era legală. Spunea că e libertate de religie. Și ei numeau aceste Noi Testamente și broșuri creștine literatură pornografică. Tatăl a refuzat și a spus, eu nu pot să semnez așa ceva. Și atunci procurorul i-a luat mâna, a început să izbească cu ea de birou și a zis, mâna asta trebuie să semneze această cerință. Și a zis, numai dacă o tăiați voi din trupul meu și semnați voi cu ea. Atâta timp cât aparține de trupul meu, mâna asta nu va semna. Atunci l-a prins de gulă și când l-a izbit în colțul peretelui, i-a crăpat capul, sângele i-a țâșnit pe față și a chemat gardianul, zice, luați-l pe nebunul ăsta de aici, că nu vrea să plece la familie și băgați-l înapoi. Și l-a aruncat înapoi în celulă, cu sângele curgând pe față, capul crăpat. El, după ce l-a încuiat înapoi, a început să cânte. O, cât mă simt de fericit că am Mântuitor! Slavă Mielului Preasfânt ce pentru mine a murit! Aleluia, aleluia! Și până atunci se dusese vestea la Europa Liberă prin fratele Iosif Țon, la Vocea Evangheliei prin fratele Richard Vurbrand, că neamțul a fost omorât de securiști. Dar când ei l-au auzit cântând cu capul crăpat și fometat și în starea aceea, au trimis vorbă, soțul dumneavoastră n-a murit, dar a nebunit. Și mama a înțeles despre ce e vorba și a zis să dea Dumnezeu să nebunească toți ca el. Bineînțeles, a fost multă presiune, chiar președintele Ceaușescu s-a dus la Casa Albă în Washington să obțină clauza națiunii favorite și acolo a fost respins de președintele Reagan. A spus, nu ți-o dăm pentru că tu pretinzi că ai libertate de religie în România și aici este lista cu creștinii care sunt în pușcării pentru credința lor în Isus. În ce an era asta? Era în 86, cred că. Da. Că el a fost din 83 în 85, deci undeva în perioada aceea. Și atunci a venit Ceaușescu, supărat cu o falcă în cerc, una în pământ, a dat un amnistițiu, toți până la 5 ani să fie liberați. Tatăl avea 5 ani. Când toți hoții și toți borfașii ieșeau afară, numai el nu ieșea. Și se întreba, Doamne, eu știu că ai dat amnistițiul ăsta pentru mine, să mă scoți.
Ce se întâmplă? Când se gândea, vine gardianul și spune, domnul Neamțu, vreți să vă spune că sentința de la 5 ani a crescut la 7. Fără nicio înfățișare la tribunal, fără nimic. Numai ca să nu-i dea drumul. Au mințit pe ambasadorul american, care era creștin și tot timpul venea pe la noi în vizită, că a fost eliberat. Ne-am trezit cu ambasadorul acasă, unde-i fratele Neamțu? Păi la pușcărie. Cum? Păi mi-a zis că i-a dat drumul. Nu i-a dat drumul. Și atunci el s-a dus la guvern, presiune asupra guvernului român. Între timp, tatăl fiind acolo, a zis, Doamne, facă-se voia ta. Când se gândea el la lucrurile astea, i-au împins în celulă un criminal. Era pătat cu haine de sânge, tocmai comisese crima. Ei s-au săturat că l-au bătut și atunci a zis, lasă că-l băgăm pe ăsta să-i dea el bătaie. Tatăl când l-a văzut, aleluia, a zis că eu n-am fost singur și n-am putut să spun la nimeni de Iisus. Când l-a văzut, l-a cuprins, omule, trebuie să spun de Iisus. Ăsta ce se aude de Iisus? Era ca o fiară. A început să dea în el cu pumnii, să-l înjure, dar după două zile, omul acela a fost convins de cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a propovăduit tatăl și a căzut în genunchi și acolo s-a hotărât pentru Iisus și în momentul când se ridicau de pe genunchi, s-a deschis celula și gardianul a spus, domnul Neamțu, ești liber. Omul acesta l-a îmbrățișat și a zis, frate Ilie, acum îți dai seama de ce Dumnezeu a întârziat eliberarea ta cu două zile? Că dacă te eliberau, eu mă duceam în iad. Dar prin tine l-am cunoscut pe Iisus și atunci tatăl a fost bucuros și a zis, slăvit să fie Domnul că am mai stat două zile pentru tine. L-au fost eliberat, bineînțeles, cu amenințarea, dacă încă vei mai continua să predici, data viitoare nu mai scapi. El când a ieșit ca o torță. A zis, aproape 2 ani n-am avut la cine să predic, acum predic de nu mă știu de mine. Și a început să predice, pe urmă a venit telefonul acela la miezul nopții, soția procurorului, tatăl i-a spus că n-are mașină, păi trimite mașină. El s-a gândit atunci, zice, ăștia vin din nou după tine. N-ai ascultat de amenințarea lor și ai continuat să predici, trimit mașină să te aresteze din nou. Și firea îi spunea, nu te duce. Că ai văzut ce până ce ai trecut. Duhul Domnului a spus, dacă nu te duci, am să cer sângele acestui om din mâinile tale. Că tu ții mai mult la viața ta decât la viața acelui om, la mântuirea acelui om. Și Duhul a biruit și a spus, trimite-ți mașină. Când a venit mașina poliției, s-a uitat la număr, era numărul securității. S-a suit în mașină, Doamne, viața mea, libertatea ta în mâinile tale, facă-se voia ta. L-a dus șoferul în cartierul de vest al Ploieștiului, la o clădire cu 4 etaje, un bloc. La etajul 2, când l-a introdus în casă și l-a introdus în dormitor, tatăl a rămas șocat. Nu s-a aștepta. Procurorul care l-a torturat, care i-a crăpat capul, care l-a chinuit în pușcărie, era întins pe pat, în comă. El a dat în ciroză la ficat. Înainte să fie procuror, el fusese boxior. Și îi plăcea să lovească acum ca și procuror pe deținuți în ficat, ca să-i facă să spună informații, să scoate informații de la el. L-a bătut și pe tata, zeci de oameni au murit în pumnii lui, că în ficat nu se cunoaște loviturile. L-a bătut și pe tata, dar el avea acum ciroză la ficat. Și doctorii l-au trimis acasă și a spus în 3 zile, i-a spus familie, în 3 zile să curăță. Adică moare. Familia i-a l-a întrebat, vrei să-i chemăm un preot să te spovedești înainte să mor? Doctorii a zis că nu mai e decât 3 zile. Și a spus, nu chemați-mi un preot, chemați-mi-l pe Neamțu. Că atunci când îl băteam și îl torturam în pușcărie, el mă binecuvânta și spunea de Iisus. Și a ajuns acolo, familia n-a vrut. A zis, ce să chemăm pocăit la soț? Dar a doua zi a intrat în comă și disperat a zis, hai mă să-i împlinim ultima dorință și așa moare. Hai să-l chemăm pe pocăit. Și l-au adus pe tata, tata când l-a găsit era în comă. S-a pus în genunchi lângă patul lui și a început să-i spună de dragostea, de iertarea lui Dumnezeu. Și omul nu răspundea, nu reacționa la cuvintele tatălui, era în comă. Tatăl a spus, Doamne, dacă i-ai dat dorință să audă de tine, nu lăsa să moară nemântuit, trezește-l din coma aceasta. S-a trezit deodată să uită, îl recunoaște, Domnul Neamțu, mai există iertare pentru mine, pentru ce am făcut, ce v-am făcut și câți am omorât. Și tatăl i-a spus, da, pentru tine există iertare ca și pentru tâlharul de pe cruce. Dacă îl recunoști pe Iisus, dacă te pocăiești și ceri iertare lui Iisus, Iisus are promisiunea tâlharului și pentru tine. Azi vei fi cu mine în rai. Și ce am auzit multe rugăciuni a celor păcătoși, dar omul acesta de-abia trezit din comă s-a rugat, Doamne Iisuse, ai milă de mine că sunt păcătos pierdut. Și l-a primit pe Domnul, apoi șoferul care l-a dus pe tatăl zice, acum mergi cu mine. Și tatăl zice, păi trebuie să merg acasă, era târziu după miezul nopții, zice, nu merge acasă, vii cu mine.
Și-a dat seama că e securist și s-a suit în mașină, bucuros pentru cel care s-a pocăit, dar gândindu-se ce urmează. Șoferul l-a dus la el acasă și a zis, eu sunt noul procuror și am auzit tot ce i-a spus colegului meu care moare. Vreau și eu să primesc pe Iisus, vreau și eu să mă pocăiesc. Și împreună cu soția lui s-au întors la Domnul, apoi l-au adus pe tata acasă. Când l-a ajuns tata acasă, a sunat telefonul. Era bărbatul femeii celui care murea. Domnul, ne-am o minune, eram în bucătărie, mâncam și ne-am trezit cu soțul în bucătărie spunând, dați-mi să mănânc că mi-e foame. A doua zi, conform doctor, trebuia să fie mort, 3 zile, el s-a sculat din pat, a coborât 2 etaje și s-a dus la toți vecinii cu inima plină de bucurie și a spus, eu sunt mântuit, eu am păcat iertat, eu mă duc în rai. Vecinii știau cine fusese. Doamne, zice, tu ești un criminal, Dumnezeu nu primește oameni ca tine în rai. Zice, am fost criminal până aseară, dar aseară m-am întâlnit cu mielul lui Dumnezeu care mi-a ridicat păcatele și sângele lui Iisus mi-a acoperit toate crimele și tot ce am făcut greșit și am promisiunea că dacă mor, voi merge în rai. Bineînțeles că a aflat securitatea, că s-a pocăit, el cânta cântări de pocăit, spunea la toată lumea, au trimis o comisie, o delegație să ia carnetul de membru de partid. El era în dormitor, când a deschis soția, zice, am venit să-i luăm carnetul de membru de partid. Și soția zice, nu, domnule, zice, că am auzit că s-a pocăit, nu s-a pocăit, e înainte să moară, el trebuie să moară și ceva păsărele la cap. Și el a auzit și a venit și a zis, dragă, dă-le carnetul, zice, că eu am alt carnet, eu am carnetul de copil al lui Dumnezeu, eu mă duc în rai, mie nu trebuie carnetul de membru de partid. Și voi, prietenilor, colegilor, dacă nu vă pocăiți, nu vă întâlniți cu Iisus, vă veți pieri. Și le-a predicat și lor. A mai trăit 6 luni, dar securitatea aflând, a aflat cine a fost cel care i-a dus vestea bună și într-o seară când tatăl se întorcea pe lângă un cimitir unde era întuneric, venea de la biserică, au trimis un securist care cu 4 pistoluri l-a lovit. Un atentat la viața lui l-a lovit în coloană, unde e un punct mortal. Tatăl a căzut cu fața la pământ și securistul a fugit, a crezut că și-a îndeplinit misiunea, dar l-a lovit cu vreo 2 mm mai jos. El s-a trezit, a ajuns acasă, ambasadorul american a venit și ne-a vizitat a doua zi și când a aflat că au atentat la viața lui, s-a dus la guvernul român și iarăși presiune, de ce vreți să-l omorâți? Libertate de religie și voi căutați să-l omorâți pentru credința în Iisus? Și l-au chemat pe tatăl, securiștii și au zis, vă luăm cetățenii la toată familia și 1000 de ani dacă mai trăiți, nu mai aveți ce căuta în România. Ambasadorul american imediat a decurs hârtiile că zice, dacă nu plecați imediat din țară, iau de gând să vă omoare pe toți. Fratele meu mai mic avea numai 5 ani când noi jucam fotbal peste drum de blocul nostru și el s-a asigurat stânga-dreapta, a văzut că nu-i nimeni și a început să treacă strada. Dar noi eram pândiți de securiști și de după colț a apărut o mașină a securității și când l-a izbit, mama era la geam, se uita, când l-a izbit, l-a aruncat în aer, cum era el mic la 5 ani, și a căzut în stradă după lovitură și s-a ridicat. Și a început să continue să treacă mai departe. Ăsta când a văzut a accelerat iară și când l-a bușit a doua oară a rămas lat din cap, îi curgea sânge. Mama de la etajul 2 a sărit câte 8 trepte odată. S-a dus, l-a luat și era inconștient, curgea sânge din cap. Spitalul județean era la 500 de metri, s-a dus cu el în brațe și când a ajuns la spital, doctorii zise, ne pare rău, am primit instrucțiuni de la securitate să nu te primim. S-a dus la spital, același lucru, a mers cu el în brațe, nu știa dacă mai e viu, până la urmă s-a dus la o clinică și acolo l-a curățat, el a rămas cu timpanul spart. Deci timpanul lui a fost zop de la lovitură, de la accident și astăzi este surd de urechea stângă. Apoi sormea a fost iară persecutată. Eu în întreprindere în România, în timp ce tata era în pușcărie, am fost chemat în fața opiniei publice. 400 de lucrători au venit să mă judece că din cauza lui tata și din cauza că eram pocăit și să vă povestesc ceva frumos acolo. Au început să mă înjure, au început să mă blesteme, să mă batjocorească. Eu eram tânăr, nu eram încă pe calea Domnului așa de puternic, dar am simțit deodată prezența lui Dumnezeu venind peste mine
Și după ce am fost expulzați în România și tată, părinții s-au întors în România, zice, un coleg de-al tău cu care ai lucrat înainte vrea să te vadă. A zis că prin fața ta el s-a întors la Domnul. Ce coleg? Curios, am venit după Revoluție înapoi, când m-am întâlnit cu el, el era cel mai înfocat împotrivitor împotriva mea. Zice, ți-aduce aminte că te-au judecat în fața opiniei publice la întreprindere? Zic, da. Zice, m-am uitat la tine. Și ei te înjurau, ei urlau la tine și te bajocoreau și deodată tu n-ai mai fost acolo. Am văzut fața ta strălucind cu o asemenea strălucire încât am zis, vreau și eu să am ce are Doru. Și după Revoluție m-am dus într-o biserică și m-am pocăit, dar vreau să spun că fața ta m-a adus la Hristos. Și am avut capul crăpat, mi-au crăpat capul acolo, nu mai intru în detalii, deci am fost prigoniți toți și ambasadorul a spus, trebuie să părăsiți România pentru că ei vă vor ucide să nu ajungeți în Occident și să spuneți ce s-a întâmplat cu viețile voastre. Și în mai puțin de o lună de zile, cu pașapoarte valabile 10 zile, ne-au dat afară din țară. Pe aeroportul din Otopeni au întins niște cerceafuri și a spus, tot ce aveți aici, puneți jos. Și ne-au dat afară din țară, numai cu bagajul de mână. Și vreau să amintesc puțin și de ce s-a întâmplat, probabil că ați fi curios, ce s-a întâmplat în timpul acestor 2 ani, când tatăl a fost la pușcărie, cu familie, cu 7 copii, fără niciun câștig. Și nu numai atâta, dar securitatea a pus peste drum de blocul nostru mașina securității, să ne supravegheze 24 de ore și au trimis amenințări la rude, la vecini, la prieteni, dacă aveți legătură cu familia asta, veți fi arestați. Deci eram ca ciumă. Apoi în biserică eram puternicitul care ne supraveghea pas cu pas. Și au fost niște surori, când mama dădea mâna cu ele, îl spunea sora Ani, zice, ai nevoie de bani, ai nevoie de încălțări, ai nevoie de haine. Zice, cum să vă plătiți chiria, cum trăiți, că n-aveți nimic. Și mama s-a uitat la ele și a zis, dragile mele, voi ați văzut vreodată o prințesă să cerșească? Eu sunt prințesă. Eu slujesc la regele regelui și împăratul împăraților. Și se ducea în camera dânsei, s-a pus pe genunchi, închidea ușa, cum spune Scriptura, și a spus, Doamne Iisuse, Tu spune Apocalipsa 3:20 că stai la ușă și bați și dacă aude cineva glasul și deschide, vei intra și vei cina. Doamne, vino și cinează cu noi. Masa este goală, 8 guri sunt flămânde, dar vino să cinezi cu noi, că așa ai promis Tu. Și Dumnezeu a onorat credința mamei că a început să miște universul. Au început să vină din America, din Anglia, din Belgia, din toate țările veneau. Li se spunea, când vă duceți la familia asta, aveți grijă să n-aprindeți lumina pe casa scării, când vă duceți la etajul 2, că poliția e peste drum și vă va vedea. Și atunci au numărat 32 de trepte și la dreapta e ușa. Și veneau în toiul nopții oameni din țările acestea cu mâncare, cu încălțăminte, cu bani. Mama când a văzut, ea niciodată n-a crezut în 10%. 10% spunea, e sub lege, noi suntem suhari, am fost cumpărați și totul e a lui. Și atunci a zis, Doamne, dacă Tu ești credincios și ne porți de grijă, vreau și eu să fiu credincioasă și îți promit că 50% din tot ce ne dai va merge la familie cu copii mulți și în nevoie. Și imediat cum sosea ceva, i-a luat, punea întâi pentru Domnul, că noi de multe ori punem la sfârșit și nu mai avem ce să punem. Și întâi punea pentru Domnul, se ducea la familiile sărace de câteva ori și 100% dădea, că noi atâta abundență aveam că nu consumam tot. Și Dumnezeu a purtat de grijă la o persoană plus multe alte familii care au mâncat la masa regelui și n-am dus lipsă de nimica. Înțeleg că 2 ani de zile cât a fost tatăl dumneavoastră închis, străinii veneau pe sub nasul securității și intrau la dumneavoastră în casă? Da, exact așa. Veneau, își riscau libertatea și tot și veneau ca să ne ajute și 2 ani de zile Dumnezeu ne-a purtat de grijă într-un mod miraculos. Apropo de asta, vreau să amintesc iarăși ambasadorul american care ne-a ajutat nu numai pe noi, mai mulți creștini, a fost repatriat, trimis înapoi în Statele Unite că s-a interpus cu evenimentele interne ale țării și n-avea voie. Și pentru că a fost credincios lui Dumnezeu și ne-a ajutat pe atâția creștini, el a fost și a pierdut slujba. Și el își făcea drumul din București până la dumneavoastră în Ploiești? Da. El venea la noi, ne vizita, era un creștin baptist, un creștin care l-a iubit pe Domnul și care a plătit un preț. Am vrut să vă mai întreb încă, totuși, ați văzut
suferința tatălui. Da. Și știți toate poveștile astea, de unde le știți? Sau ce s-a întâmplat cu el în închisoare? De unde le știți? Le-a povestit el? Le-a povestit tatăl, nu ne-a povestit niciodată cum l-au torturat. Adică așa, niște amănunte detalii, a zis, dacă v-aș povesti, ați avea coșmaruri. Uh-huh. Dar pe el când a ieșit era piele și oase, de la 100 de kilograme. Deci, dar astea le-am auzit de la tatăl, apoi bunicul meu, ca să zic așa, că trebuie să amintesc și noi ne tragem din familie de evrei. Bunica a fost evreică, care la 12 ani s-a întors la Domnul, nu printr-o, că mergând la o biserică era interzis pentru evrei să meargă la biserică, să aibă legături cu creștini, dar la 12 ani o bătrână. De-aia spuneam de multe ori, Dumnezeu are de lucru și cu bătrânii. Dumnezeu nu are șomeri sau oameni fără serviciu, pensionari. Și o bătrână i-a spus, dacă vrei să fii fericit aici și apoi în veșnicie, primește-l pe Iisus, care e Mesia evreilor. Și el a primit pe Iisus, a dus acasă bucuroasă să spună despre Iisus, cum a pronunțat numele lui Iisus, tatăl i-a arătat degetul la ușă și a spus, ieși afară. Și de azi înainte tu nu te mai numești fiica mea. Tu ai adus rușine familiei. Și a dat-o afară din casă, a dormit prin pomi, a mâncat iarbă, spunea bunica. Și n-a fost destul, comunitatea evrească i-a zis tatălui, tu trebuie să termin cu ea, ea e o trădătoare a neamului nostru. Și s-a dus și într-o ceașcă de ceai, i-au pus o travă ca să o omoare. Dar Dumnezeu i-a scăpat viața pentru că ea postea în ziua aceea. Și a zis, eu nu mănânc și nu beau nimic pentru că postez pentru voi. Și a salvat viața. Spunea fratele Vurba, de ori de câte ori mergeam la dânsul, spunea, zice, bunica ta a fost o sfântă, o sfântă. Eu n-am văzut o sfântă mai ceva ca bunica ta. Ea, cu toate că era mamă, era gospodină acasă și avea de lucru, se ducea la vecine și spunea, eu vreau să scalc rufele, eu vreau să spăl hainele, eu vreau să-ți fac de mâncare. Numai să stai lângă mine să spun de Iisus. Și avea 5 copii acasă. Ea s-a căsătorit cu bunicul meu, care a fost orfan de tată, și care a fost un derbedeu, adică un vagabond cu baionetă, cu cuțitul, mergea în discotecă, lua fata care o vroia, dacă partenerul fetei se opunea, imediat scotea cuțitul și tăia stomacul, deci era spaimă în satele de prin prejur. Și într-o zi tot așa, un frate pe stradă l-a întâlnit, i-a vorbit de Iisus și s-a pocăit bunicul. Și spunea, acum mama venea în biserică cu o bâtă lungă, de vreo 2 metri, și mă bătea în cap în fața fraților și spunea, decât cu ăștia mai bine unde ai fost? Și mă dădea afară din biserică, mă scotea afară. Zice, dar eu mi-am iubit mama pentru că Biblia spune să-ți onorezi părinții, chiar dacă sunt drepți, chiar dacă sunt greșiți. Ca să trăiești multe zile și să fii fericit pe pământ. Și spunea bunica la 99 de ani, eu am trăit multe zile că mi-am cistit mama. Mama era greșită, dar eu mi-am cistit-o și că mama mea s-a pocăit. A zis, dragule, eu sunt mântuită prin ce a făcut Iisus, dar și prin dragostea ta. Că tu m-ai respectat și te-ai supus mie. Și l-a chemat Dumnezeu. Avea un serviciu bun atunci la căile ferate, dar mergând într-o localitate și predicând Evanghelia, o soră la sfârșit în mâna cu el a spus, frate Neamțu, nu vrei să vii și la mine în sat? Eu sunt singura pocăită. Și bunicul zice, îmi pare rău, dar eu mâine mă duc la muncă. Și femeia, sora, decât atât a închis ochii și a scăpat 2 lacrimi pe mâna lui. Ea a agonizat după ce-i pierduți. Și zicea bunicul, lacrimile acelea mi-au ars mâna 6 luni de zile. Ori de câte ori venea să mă rog, mi-au dat lacrimile femeii mâna și spunea, Dumnezeu, tu iubești mai mult serviciul tău decât pe Dumnezeu, decât sufletele care se pierd. După 6 luni n-a mai rezistat și s-a dus și și-a dat demisia. Și a plecat prin credință, a trăit 75 de ani prin credință, fără serviciu decât să slujească pe Domnul. Și pe vremea aceea el mergea pionerește, nu erau biserici, mergea, predica într-un sat, venea popa și jandarmii, îl prindeau, îl dădea bătaie și îl dădea afară din sat. Și el se ducea în sat următor. Și din sat în sat primea porția de bătaie că a pierdut 10 kg în bătăi. Și după când l-au găsit la vreo 300 km de satul lui, a zis, de ăsta nu mai scăpăm decât dacă îl escortăm noi acasă. L-au legat cu lanțuri la glesne, l-au legat cu cătușe și cu soldatul cu baionetă îl duceau din post în post acasă, pe jos. Bunicul știa acum. Soldatul o să-l schimbe la 2-3 sate. Trebuie să-l evanghelizez. Nu se gândea la lanțul, nu se gândea la cătușe. Și ăsta se enerva, unii din ei, tași mă că te împuși cu baioneta în spate, tași că nu vreau să aud. Zice, picioarele mi le legat, mâine mi le legat, dar gura nu mi-o legi. Și pe vremea aia se furau cai, spunea bunicul, și când îl vedeau legat cu soldatul, striga, uite hoțul de cai, și îl striga, oameni buni, sunt hoț, dar nu de cai.
Eu fur oameni de la diavol și aduc la Iisus. Și făcea lumea semnul crucii. Doamne, și pentru asta a trăit multe, multe persecuții. Numai una vreau să amintesc, că e o lucrare frumoasă, că l-au prins pe el și pe un frate, jandarmii, și l-au aruncat în beciul securității, în beciul jandarmeriei pe vremea aia, unde când au aterizat pe scări, au aterizat în nămol până la genunchi. Un nămol rece, în pivniță, vă dați seama. Și bunicul când s-a trezit acolo a început să cânte. Fratele a început să cârtească. Doamne, noi suntem robii tăi, Doamne, noi te slujim. Ia uite ăștia ce ne-au băgat în nămol. Ia uite ce ne-au făcut, ne-au dat bătaie. Și bunicul, măi frate, zice, așa făcea Pavel cu Sila, cu picioarele în butuci, cârteau, lăudau pe Domnul. Și s-au deschis temnițele. Frate, laudă pe Domnul, ce să laud? Și bunicul cânta. A venit jandarmul și a zis, bă, tu ăla, dacă nu taci din gură, eu azi mut câinii lup pe tine să te mănânce. Bunicul mai tare cânta. Atunci a venit cu doi lupi germani și i-a zmuțit pe el. Pe el! Mâncă-i! A venit câinii, zice, pe scări în jos, așa, wow, 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 ca niște animale, și când a ajuns înaintea bunicul, la 2 metri au căzut pe burtă și apoi s-au răsucit și au fugit înapoi pe scări, de parcă îi gonea cineva schelălăind. Când a văzut jandarmul, a scos bastonul de cauciuc și i-a dat bătaie și a spus, pe ei, a spus, mănâncă-i! Au venit câinii înapoi. Iară, au căzut la pământ, iar au fugit înapoi. De 3 ori a mâncat bătaie și când a văzut jandarmul că nu le face nimic, a i-a luat. Și bunicul s-a întors la frate și zice, uite mă frate, zice, și câinii ăștia au mâncat bătaie din pricina lui Iisus, mă. Că trebuia să ne devoreze și nu ne-au mușcat. Laudă pe Domnul! Fratele încurajat a început să laude pe Domnul. Când a auzit jandarmul că și el a început să cânte, a venit și a scos afară și a spus, plecați de aici nebunilor, că nu vreau să vă aud. Și le-a dat drumul. Și am ajuns în America, expulzați cu amenințare 1000 de ani, dacă mai trăiți, nu mai aveți ce căuta, fără cetățenii, dar de fapt am avut numai cetățenia cerească. Acolo în America știți că este o țară unde toată lumea visează să ajungă, zic mulți câinii, dolarii cresc în pom, n-am văzut niciun pom cu dolari, probabil că o fi luat altul înaintea mea, dar au venit tinerii și au zis, fiind tânăr, uite aici e locul visurilor, aici poți să devii ce vrei, aici poți să ai cât vrei, poți să devii faimos și, pardon, și am stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, de ce m-ai adus în America? Să am o viață mai ușoară ca în România? Și Domnul Iisus mi-a vorbit și a zis, nu, eu nu te-am adus în America să ai o viață mai ușoară, că fiul meu, pe care tu te-ai hotărât să-l urmezi, n-a venit pe pământ să aibă o viață mai ușoară, ci să-și dea viața ca răscumpărare. Și atunci a zis, Doamne, viața mea e la dispoziția ta, ce vrei să faci cu mine? Și Domnul a zis, ai umblat în papucii persecutaților și acum tu trebuie să mergi să-i ajuți pe cei persecutați cum ați fost ajutați și voi. Eram prieten de familie cu fratele Wurmbrand, cu misiunea dânsului, bunicul meu a predicat cod la cod cu dânsul, când bunica a fost trimisă în Holocaust, să amintesc lucrul acesta, fiind evreică, a fost trimisă Holocaust, dar atunci bunicul era în armată, slujea țara și 5 copii acasă, i-a trimis o scrisoare lui Antonescu și a spus, domnule Antonescu, voi luați, eu vă slujesc țara și voi luați pe mama copiilor, ce o să se întâmple cu copiii mei? Că eu slujesc țara și pe mama lor o duce în Holocaust. Și atunci Antonescu a dat un decret și a trimis și decretul după ea și a spus, întoarceți mama la copii. Și s-a întors înapoi. Deci... Îmi par povești, dar știu că sunt adevărate. Da. Îmi par povești, pur și simplu. Da, și au întors înapoi și atunci fiind în legătură cu dânsul, ei căutau vocea martirilor, căutau voluntari să-și riște viața, să lase totul și să meargă clandestin să facă contrabandă de Biblie în țările comuniste. Acum trebuie să aduc aminte de sora mea care la 7 ani a avut o viziune. Domnul i-a arătat că ea va fi misionară la Chileș. Și când le spunea la oameni, toți râdeau, zice, tu n-ai pașaport să mergi la Unguri aici, la vecin, da, poi în China. Zice, nu știu cum, dar dacă e de la Domnul, Domnul va lucra. Că noi am fost expulzați, am ajuns în America, am ajuns într-o biserică americană, unde s-a întâlnit cu soțul ei american, Frank, și el terminase seminarul biblic și era pe picior de plecare în China. Apoi fratele Wurmbrand a încurajat-o și a spus fiecare. La fiecare 4 oameni este un chinez, așa de mare, mulți sunt chinezi. Și a spus, du-te că tu vei fi prima misionară română la chinezi. Și ea este acolo de peste 25 de ani de zile în Taiwan și
lua legătura cu cumnatul, care era în legătură și cu vocea martirilor, al lui Vurbrand, a spus, ok, vă trimite în Biblie și trebuie să mergeți cu ele clandestin în Vietnam. Dar mă căsătorisem acum, aveam prima fetiță și soția a zis, dacă tu dispari și te arestează, ce se întâmplă cu noi? Ea venise de-abia de un an în America, nu prea vorbea engleză, bine, ce se întâmplă cu noi? Și de două ori a fost chemarea și de două ori am respins chemarea și am refuzat chemarea lui Dumnezeu gândindu-mă la familie. A treia oară când Dumnezeu a insistat, am hotărât să postim împreună și când am postit, s-a terminat zi de post rugându-ne, m-am uitat la soție și a zis, drag, eu sunt gata să mor pentru Hristos, nu numai să fiu arestat în Vietnam. Și ea a zis, du-te că tu înainte să fii soțul meu, tu ți-ai dat viața lui Iisus. Și el are întâietate. Domnul ne va purta de grijă. Am putea să facem aici o paranteză, să ne spuneți despre familia dumneavoastră. Am înțeles că soția dumneavoastră a venit și ea în America după o vreme. Da, de fapt, soția mea, Mirela, este primul suflet care l-am adus la Hristos. Interesant. A fost, fiind în America, am venit în România, părinții s-au reîntors în țară după Revoluție, și securitatea, când îl vedea pe tata pe stradă, striga, Domnul Neamțu, există Dumnezeu, e așa cum ați spus, a căzut comunul, dați-ne o Biblie, mai spuneți de Iisus. Și s-au mutat, de fapt, cum a fost, eu m-am întors în țară primul și eram coleg la facultate în America cu o româncă, care și ea s-a întors în România la rudele, era din Ardeal și fiind în Ardeal, zice, hei, ai văzut vreodată Ardealul? L-am văzut. Am fost 20 de ani în România, dar n-am văzut Ardealul. Zice, hai să vezi Ardealul, e interesant. M-am dus acolo, ea m-a introdus la familia soției, care erau toți ortodoxi, dar să amintesc că înainte toată lumea când mă vedea, hai să te căsătorești, hai că e timpul să te căsătorești. Și, câți ani aveai? Păi aveam 21 de ani. Și că, uite, să fac legătură cu o fată, a terminat ingineria, a terminat doctoratul. Eu am zis, nu mă căsătoresc, lăsați-mă cu astea în pace. Zic că eu am un motou pe care mi l-a dat Dumnezeu, Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate lucrurile vi se vor da pe deasupra. Și mă rugam, păi, cine nu vrea, ce fată nu vrea să vină în America? Și a zis, Doamne, zic, tu mi-ai creat jumătatea cealaltă. Eu nu știu unde e. Tu știi unde e. Dă-mi răbdare ca să în ziua când trebuie să mă întâlnesc cu ea. Pentru că Biblia spune în 1 Corinteni 11:11 că în Domnul fiecare bărbat și are soția lui și fiecare soție și are soțul ei. Și mulți caută prin biserici, mulți caută prin legături și a zis, nu, stai în Domnul. În Domnul e soția ta. Și le spun la tineri, foarte mulți tineri sunt somnambuli. Pe Adam Dumnezeu l-a adormit, nu s-a dus să-și caute nevastă. Și l-a trezit și a spus, uite nevasta. La fel a făcut Dumnezeu cu mine. M-a dus din America înapoi în România, la Blaj, unde nu fusesem niciodată. Am fost introdus în familia soției. Acolo când am văzut, zic, oamenii ăștia au nevoie de mântuire. Și am predicat Evanghelia, Duhul Domnului s-a atins de soția mea, a început să plângă și ne-am pus pe genunchi și s-a hotărât pentru Domnul. Și l-a primit pe Iisus. Apoi Dumnezeu a pus puzzle-ul împreună, cum se spune. Părinții s-au întors în țară și când îi sun în România, unde sunteți? La Blaj. Păi ce căutați la Blaj, că n-ați fost niciodată? Păi Domnul ne-a chemat aici ca să plantăm biserici imediat după Revoluție. Păi zic, uite, este o fată acolo care s-a pocăit, luați-o și ucenizați-o mai departe. Și soția a început să meargă la biserica unde mergeau părinții, tatăl ca păstor acolo. Și venind în țară, lucram cu părinții în toată România, orfelinatele, prozeria de la Tichilești și evanghelizări. Și după vreo 2 ani, aud o voce stând în biserică, acolo la tatăl meu, zice... Vocea Mirela trebuie să fie soția ta. Când am auzit, în loc să mă bucur, m-am îngrozit. Zic, poate că am eu ceva simțăminte față de ea, că e frumoasă, că e așa, Doamne, zic, asta e de la tine sau firea? Și pentru prima oară am pus semn lui Dumnezeu. N-am umblat cu semne până atunci, dar eram așa de doritor să rămân în voia Domnului. Zic, Doamne, dacă mâine deschid Biblia, și pe partea stângă vorbește de căsătorie de la tine. A doua zi am luat Biblia, îmi tremurau mâinile. Era vorba de o lucrare pe viață, nu așa. Și când am deschis-o unde Avram trimite pe Eliazar să-i aducă o nevastă lui Isaac. Am zis, Doamne, 80% mai convins, dar mai dăm un semn, 20% să fiu sigur, Doamne. Și a doua zi când am deschis din nou, s-a împlinit semnul și atunci, în momentul acela,
am simțit o pace și o încredințare că ea e de la Domnul pentru mine, jumătatea mea. Și m-am dus la ea și am zis, cred că Domnul vrea să fim soț-soție. Ea a zâmbit și zice, eu mă rugam și Domnul mi-a arătat că tu trebuie să fii soțul meu. Și fără, cum se spune, gagică reală și tot felul de încercate, cum încearcă mulți tine să vadă, Dumnezeu ne-a unit împreună și apoi, bineînțeles, am mers la ambasada americană, 18 luni nu i-au dat viza să vină în America, dar după 18 luni Dumnezeu i-a dat viza și a venit în America și în America am făcut nuntă în biserica unde slujesc la o biserică de evrei creștini sau mesianici în Arizona, Emmanuel Congregation, unde ne-a dus fratele Vorbran, de fapt. El venind în Arizona, eu lucram pe limuzină și îl duceam cu limuzina la biserici ca să predice. Și acolo ne-a dus, ne-a introdus la biserică, la păstorul evreu și acolo am fost căsătorit, după aceea acolo am fost ordinat ca păstor de un păstor evreu, un păstor arab, un păstor etiopian și un păstor român. Oh, internațional. Deci internațional, pentru că Dumnezeu avea o lucrare internațională pentru mine și, cum spuneam, a treia oară când Dumnezeu m-a încredințat că trebuie să merg în Vietnam și să-mi risc libertatea, să-mi las familia în urmă, m-am dus, bineînțeles, am ajuns în Vietnam. Acolo ne-a așteptat cu puștile când ne-am dat jos din avion și trebuia să-i aștept pe ceilalți, un american și cumnatul, că eu îmi luasem biletul cu câteva ore mai înainte. Zice, stai în aeroport și așteaptă-ne când venim și noi și trecem cu Biblie toți. Aveam geamantale pline cu Biblii primite de la Vocea Martirilor, însă în aeroport, stând acolo și așteptându-i, Duhul Domnului spune, treci acum. Eu am crezut că n-aud bine. Zic, nu, trec acum, că dacă mă prinde ăștia, nici nu știu unde a dispărut ceilalți. Treci acum, că o să fiți prea mulți și bate la ochi. Și am luat valiza cu Biblia, am pus-o pe banda de trecut prin raze și în momentul când am pus-o pe banda, a venit o femeie în fugă, probabil că era grăbită, și și-a aruncat bagajele peste a mea. Și imediat când mă uit în dreapta, văd doi ofițeri, se uitau pe ecran, oh, books, au început să zică, cărți, du-te acolo și ia-le. A venit femeia îngrozită când să-și ia bagajele, au venit polițaia, cum sunt astea? Pe ale mele, trece coace. Dar care e problema? Books, cărți, trece coace. A luat-o, eu mi-a dat seama că eu eram filat. Am luat imediat geanta cu Biblie și am ieșit afară, erau sute de oameni care așteptau pe prieteni, pe cei care veneau. Și doar m-am uitat și am văzut cum polițaii supărați aruncau haine în aer. Unde sunt cărțile, strigau? Where are the books? Știi? Femeia, ce books? Că n-am nicio carte. Și acolo era păstorul bisericii subterane care m-a luat imediat și am dispărut împreună cu el. Când m-a dus la locul întâlnirii, zice, tu trebuie să predici la triburile Ciuru, liderii triburilor Ciuru care vin de la 700 km distanță. Și toată ziua trebuie să le predici. Eu m-am îngrozit. Zic că misiunea mea a fost să vă aduc Biblie. Dar n-am știut de nimic de pregătit că eu trebuie să predic o zi întreagă. Zic, nu m-am predicat nimic. Ne rugăm pentru tine, frate. Păi zic, să vă rugați, să vă luptați, că eu habar n-am ce să... O zi întreagă să le predic la oamenii ăștia. Zice, da, ei și-au riscat libertatea, că n-au voie să părăsească satele fiind creștini și au venit să te asculte. De la 700 de kilometri? De la 700 de kilometri. Vă dați seama. Și când ajungem la hotel, îi spun la cumnatul meu, auzi, băi, mâine trebuie să le predic la aia o zi întreagă. Zice, da, uite, dimineața la 5 m-a chemat păstorul și a zis că să merge la o biserică oficială care au serviciu la 5 dimineața. Zice, vrei să vii sau stai să te pregătești? Păi zic, ce fac, îngraș porcul, acum în ajun, zic, ce să mai pregătesc? Duhul Domnului să fie la lucru, hai că merg și-o cu tine. La 5 dimineața, la 4:45, când am ajuns la biserică, nu mi-a venit să cred ochilor. În fața bisericii, ca și dezmembrări, biciclete, nu mașini, iar biserica atât de plină că nu mai era loc. La 4:45 dimineața. Am rămas și de multe ori zic, noi avem mașinile în driveway și ne întârziem la biserică și oamenii ăștia probabil când au plecat de acasă la 2 dimineața, mulți pe jos. Și acolo în biserică păstorul a venit la sfârșit la mine și zice, îmi pare rău că n-am putut să te las să vorbești, dar săptămâna trecută când am lăsat un american la Anvon, a venit securitatea, l-a luat de la Anvon și l-a dat afară din țară cu restricție să mai intre în Vietnam. Și știu că Domnul are lucrare cu tine și de-aia nu te-am lăsat ca să nu se întâmple la fel și cu tine. A venit traducătorul, când mă vede în cămașă cu mânecă scurtă albă,
Zice, nu, nu, așa că tu atragi atenția. Te duci și găsești ceva închis la culoare, iei și o șapcă, ochelari de soare și să nu ți se vadă fața. M-am dus, apoi el a oprit, mi-a luat o bazma din aceea care poartă ei după urechi, împotriva gazelor de la mașini, și mi-am acoperit și fața, am ochelari, bască, nu mai vedeai că eram american, român, și m-a suit pe motocicletă în spatele lui, am început să plecăm spre locul secret, dar pe drum, deodată întoarce capul, zice, ține-te bine că suntem urmăriți de poliție. M-am agățat de el, a început stânga-dreapta, era ploaie, sărea noroiul pe noi, în sfârșit a reușit să scape de poliția, de urmăritori, a intrat repede în casa păstorului bisericii subterane, au luat motocicleta, au ascuns-o, am urcat scările în sus, la tavan, era o trapă, m-au băgat înăuntru, au depărtat scara, a închis trapa și acolo am crezut că e ascunzătoare să nu mă găsească poliția. De unde? Când mă uit, 10 fețe erau acolo, 10 conducători a tribului Ciuru mă așteptau. Și acolo, în podul casei, am început să le predic. A fost provocarea vieții mele, niciodată nu s-a întâmplat. Le-am predicat 8 ore în continuu. Erau atât de dornici cu caietul, cu pixul, erau obosiți călătorii noaptea să nu-i prindă poliția, să așezau în fund pe dușumea, să ridicau înapoi pe scaun și scriau în continuu. După 2 ore zic, hai să luăm o pauză. Nu, nu, nu pauză. Păi zic, dar de ce nu vreți pauză? Păi zice, poliția te caută. Și dacă o să te găsească, nu mai avem cuvântul. Dă-i drumul mai departe și predică. Și după ce am terminat cu ei 8 ore, ei s-au retras și apare alt grup. Zice, da, pentru noi domnul n-are nimic. Eu am fost și cu un american și zic, Brian, zic, e rândul tău, frate, că tu ai predicat numai o oră. A, zice, nu, se pare că domnul ție ți-a dat, zice, tu ai gura mare, zice, tu poți să predici, continuă tu, că eu nu mai am ce să le dau, eu o oră și s-a terminat. Și le-am mai predicat 2 ore și lor și apoi domnul, așa pe fugă, ne-a dus în China. În China, iarăși, o țară persecutată. Apropo de asta, în Vietnam, până și preoții catolici n-au Biblii. Le-au confiscat Bibliile. Și am fost la o biserică catolică, când ne-au văzut preotul catolic, ne-a sărutat, ne-a îmbrățișat. Domne, mi-au confiscat Biblia. Eu tot ce predic e ce-a mai rămas în inimă și în cap. Și zic, ne ducem înapoi și mai luăm o serie, cu toate că era riscant, pentru că acolo, la hoteluri, ei îți rețin pașaportul. Și dacă te suspectează de ceva, nu mai poți să pleci. Și am luat Biblie în drum spre biserică, înapoi am fost urmăriți de poliție, am fugit prin pădure, pe după pomi. Când am ajuns acolo, i-am spus la preot, zic, ne urmărește poliția, niște indivizi. Zice, hai repede, ne-a băgat în pivniță, în biserică și ce stați aici că, până să liniștesc lucrurile. Și apoi mi-a dat un fel de plasă făcută de mână cu biserica lor. Și zice, de câte ori te uiți la traista asta, să-ți aduci aminte că tu ești omul care aduce vești bune. Și noi apreciem, o să le dau și la ceilalți să meargă în munți, să le ducă cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi ne-am dus în China. În China am auzit că acolo frații noștri sunt persecutați pentru Biblie, încât dacă îi prinde cu o Biblie, 2 ani de pușcărie. Și ne-am oprit în Hong Kong, unde era o misiune deja pregătită de a aduce Biblii clandestin în China. Și când am ajuns acolo, am întâlnit 2 surori, una era din Canada, una era din America. 65 de ani aveau. Deci, normal, pensionare. Uh-huh. Dar ele veniseră și de 2 ani de zile ele treceau clandestin, făceau contrabandă de Biblie. Treceau în China. Aș vrea să vă opresc aici, pentru că timpul nostru s-a dus pentru prima parte și aș vrea să vă invit la o următoare a noastră emisiune să ne vorbiți despre restul. Minunile din China și despre alte lucruri importante din misiunea dumneavoastră. Pentru astăzi vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați povestit. Cred că și telespectatorii noștri au rămas uimiți și vor veni și data viitoare să asculte mărturia dumneavoastră. Și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Vă aștept neapărat și la următoarea emisiune. Numai bine tuturor!